spuneam de ce. Au fost acțiuni în care și noi trebuia să primim pauzuri și nu s-au dat. Asta e situația. Așa a decis arbitru în acele momente și trebuie să se respectăm și să ne vedem numai de joc. Nu putem să intrăm în alte aspecte pentru că nu avem de ce. Mai avem meci retur 90 de minute la noi acasă, pe Șeria, unde chiar dacă domnul Ionuț Popa m-a amenințat că o să ne dea 7, asta e problema lui. Vom vedea. Așa că... dacă aveți întrebări... Când va merge? Stai. După meci, da. Și ce ați răspuns? Că o să vedem la Șeria ce se întâmplă. Credeți că mi-e frică de domnul Ionuț Popa sau ce? Și nu mi-e frică nici de Timișoara, nu mi-e frică de nimeni. Credeți că nu se prea vede că vă e frică? Nu e. Numai cu el ai avut discuții la Cristiane sau și cu altcineva? Nu, după mie și că n-am fost să luăm una cu Nervi, mi-a transmis că trebuie să-mi dea 7 și o să-mi dea 3 la Șiriu. Deci, cam 10 goluri au dat. Ați avut o ieșire nervoasă când s-au prins trătirea? Păi, când eu respect o persoană și nu sunt nereciproc, deci respect-o, normal că te rândesc, nu? Eram la interviu și vine și face scandal pe acolo, după aia mi-am făcut. Nu, la faza cu Strătilă. La faza cu Strătilă. Când a aruncat... Vreau că spuneți acum, de la Nu, când s-au oprit faza. M-am supărat cu Strătilă pentru că trebuia să centreze. Deci la faza aia trebuia să centreze, trebuia să fie atent la joc să centreze. Și normal, m-am supărat. Dar era accidentat jucătorul de la Poli, de aceea de amintea. Ce era accidentat? N-am mai putut să continui? Era căzut. Păreți foarte nervos. Sunt încărcat în secretare meciul. Da, ce vreți să fiu? Nu, haide, dacă... Suntem distrăi să se dea așa sunt eu. Și când pierd, normal că mă enervez. Și când echipa noastră a făcut un meci slab în prima repriză, normal că mă enervez. Spuneți că Timișoara nu merită victoria. Poate? Spuneți că Timișoara nu merită victoria. Merită victoria, vă întreb eu. Eu am câștigat. Ce vreți? Nu, eu v-am întrebat dumneavoastră dacă merita victoria. Dacă au câștigat, înseamnă că au meritat victoria. Nu e logic. Dacă au câștigat cu 2-1. Dar sunteți mulțumit că ați scăpat doar cu 2-1 la cum a arătat jocul? După cum a început meciul și problemele care le-am avut în prima repriză, într-adevăr sunt mulțumit că am reușit să înscriem și mai avem șanse în meciul de tur, de care de promovare. A spus că a venit domnul Popa și m-a făcut scandal. A spus că a venit domnul Popa și m-a făcut scandal, că venea să-l tăiem. Ce? De goluri sau altceva? Nu, vorbea tare și prea mult. Ce s-a întâmplat în prima repriză? Adică cum, de ce credeți că a fost și acea frică oarecare din jocul de repriză? Am sus mai devreme, i-am respectat prea mult. Ce șanse aveți în retur? Da, în procente, în procente, cum stau lucrurile acum? În procente, stau acum să calculez, nu sunt matematician. În procente, dacă dăm un gol și nu luăm niciunul, îl promovăm. Dacă dăm două și nu luăm niciunul, la fel promovăm. Vom vedea. Se va lupta, se va disputa meciul pe teren, vom lupta cu cei de la Timișoara și vom vedea cine e cel mai bun din astea două meciuri, va merita să joace anumitor prima ligă. Și nimeni nu. Ce mare este diferența lucrurilor dintre prima și a doua ligă? Este acest baraj un meci semnificativ, poate să vă arată ce sunt? Păi gândiți-vă la salariile care au jucători în prima ligă și care au în liga a doua. Gândiți-vă la ce condiții de antrenamente sunt în liga a doua și ce condiții de antrenamente sunt în liga a treia. Deci, ce mai mă întrebați de diferență? Nu știți care sunt diferențele? Mă refer fotbalistic. Fotbalistic. Valoarea jucătorului, cum e valoarea jucătorului considerat, nu? Atunci când îți permiți să aduci un jucător o sumă mai mare de bani, înseamnă că e mai valoros, nu? Că și noi am vrut să aducem jucători, dar nu s-a putut în iarnă. Pentru că bugetul nu e un echipe de liga întâi. Și atunci trebuie să ne conformăm cu ce avem și să facem tot posibilul să ajungem, că mai avem 90 de minute la dispoziție în care putem să câștigăm și să promovăm. Și atunci, dacă vom promova și clubul va avea un buget de Liga 1,
ne vom permite să arunce și noi jucători de Liga 1. Păi teamă că Timișoara ar putea abordare de 1-0-0, care tuca? Bani autobază. Nu. Cum a declarat domnul Popa, o să bage autobază, o să ne dea 3, așa a declarat. Păi e de obicei mai declară pe invers. Ștana intră la partid. Au fost poate surprinzătoare când l-ați băgat pe Gurceanu sau pe Picioni în startul reviziei secunde. Ștana e un jucător valoros, dar este tânăr și nu are experiență. Atunci când a evoluat de la început, a avut probleme, pentru că fiind un jucător tânăr, i-a fost greu când a evoluat de la început. Dar în momentul când a intrat de la pauză sau în reviză, evoluțiile lui au fost foarte bune. Și de-aia am putut să-l bag după parcursul meciului. Sunteți mulțumit de cum au colaborat Curtoiu și Adrian Petre. La foarte multe faze dădeau prin presă că pare că nu se cunosc foarte bine. Cel puțin Curtoiuș nu și-a dat seama de intenția lui Petre. Eu zic că se cunosc foarte bine. Eu joacă de mult timp împreună. Problema care am avut-o e că în prima repriză nu am avut curajul să jucăm. Atacanții au fost foarte izolați și nu am putut să le punem probleme celor de la Timișoara. În a doua repriză, în momentul când am început să o pasăm mai mult și i-am sprijinit mai mult pe atacanți, am reușit să ne creăm ocazii și să dăm acel gol al lui Stăriu. Puteți spune că la 2-0 la pauză a fost un scor mulțumitor? Nu. Se putea mai mult? Că au fost ocazii multe pentru voi. Nu sunt mulțumit de prima repriză. Da. Asta a fost. Deloc nu sunt mulțumit. Deloc, pentru că... A scăpat ieftin. Nu sunt mulțumit de jocul echipei. Și că am scăpat ieftin sau nu, asta e situația, asta e fotbal. Dar e clar că nu sunt mulțumit de prima repriză. Ok. Pentru că, așa cum a spus mai devreme, joc foarte slab și... Pe lângă alea două goluri care le-am primit, au mai pus și alte ocazii foarte slab. Asta nu se subliniez. Ok, cei doi Călini, vă rog, Călini. Poli, cât mai spune? Poli a schimbat senior cu seniorul, dar a schimbat senior cu junior. Ce spune? Păi, ați văzut și noastră ce aveam pe bancă. Ce aveau ei pe banca de rezervă și ce aveam noi. Noi, în afară de Picioni și Polgar, aveam numai junior. Sub 20 de ani. Erau toți. Vâlceanu 20 de ani, Ștari 18 ani, Tănase 19 ani, Amir 17 ani. E un avantaj sau un avantaj cu termen lung sau un dezavantaj cu paralel? Clar că eu am încercat să introduc un prim 11 cât mai competitiv, pentru că știam că cei de la Timișoara ne vor pune probleme și chiar și așa nu am reușit să facem un joc așa cum mi l-am propus. Mă refer aici la prima repriză. Introducerea lui Ștara, lui Tănase și a lui Luceanu, în a doua repriză ne-a ajutat puțin, dar trebuie să recunoaștem că am avut și un om în plus spre final.